Hei, salutare IT-șilor, astăzi vorbim despre mentor și mentorat. Din cauza bișnițarilor de mentorat, acest cuvânt mentor sau mentorat a căpătat un înțeles negativ, să zic așa, și am aici o definiție. Un mentor este cineva care oferă ajutor și sfaturi unei persoane mai puțin experimentate și adesea mai tânără. Un mentor influențează creșterea personală și sau profesională a unei persoane mentorate. Ăsta e sensul adevărat al cuvântului. Mentor, mentorat nu înseamnă o persoană care îți cere 5.000, 8.000 de euro ca să te învețe niște chestii care sunt mai puțin sau mai mult utile în viitoarea ta carieră profesională. Mentorat înseamnă altceva. Bun, acum că am stabilit acest lucru, vreau să anunț că în următoarea perioadă aș vrea să ofer servicii de mentorat adevărat, real, gratuite, persoanelor care lucrează deja în domeniul IT pe partea de testare software. Testare manuală, testare automată, testare de jocuri, testare de produse fizice, orice fel de poziție care are legătură cu testarea și cu calitatea software sau calitatea hardware. Practic, acest mentorat se adresează persoanelor care au peste un an de experiență, deci de la un an în sus, 2 ani, 3 ani, 5 ani, nu știu câți ani or fi, 10 ani de experiență, poți să mă contactezi pentru a-ți oferi aceste servicii de mentorat gratuite. De ce e nevoie să ai peste un an de experiență? Pentru că în primul an, atunci când lucrezi, înveți de toate, înveți o grămadă de lucruri și abia apoi începi să-ți dai seama ce ai vrea să faci, ce ar trebui să faci, în ce direcție să o iei, începi să se sedimenteze mai bine lucrurile. Abia când începi să înveți tot ce e necesar pentru a-ți face jobul, te poți gândi la un career path, la un viitor al tău în acel domeniu, la cum vor arăta următorii 10, 20, 30 de ani poate, din punct de vedere profesional. Și atunci poate ai nevoie de un mentor cu care să schimbi câteva idei, să vezi cum ar fi mai bine să procedezi în anumite situații. Acest mentorat nu este o pregătire tehnică, nu o să primești teme de casă, nu e un curs de testare, ci exact așa cum am zis și până acum, e o consultare pe care tu o ai cu o persoană care are mai multă experiență, adică eu. Dacă ai sub un an de experiență pe partea asta de testare, asigurarea calității sau îți dorești să intri în zona de QA, îți recomand să te uiți peste cursurile mele de sub acest video, din primul comentariu, pentru că ele au ajutat până acum sute de persoane să se angajeze, pornind unele chiar de la zero, fără să aibă cunoștințe tehnice, fără să fi terminat o facultate în domeniu. Cum va funcționa acest program de mentorat? Foarte simplu, vom discuta destul de mult pe e-mail, pe Slack, pe Skype, pe diferite platforme de instant messaging sau slow messaging, așa cum este e-mailul, și odată pe lună sau odată la câteva săptămâni ne vom întâlni și one-on-one printr-un video call, astfel încât să punem la punct niște lucruri, să facem un plan, să vedem unde ești, să vedem ce-ți dorești să faci, să vedem cum poți să ajungi acolo. Ce trebuie să faci pentru a aplica e foarte simplu, să-mi trimiți un e-mail cu un link către profilul tău de LinkedIn sau să atașezi un CV ca să-mi dau seama cine ești tu din punct de vedere profesional, să văd ce experiență ai, ce ai făcut până acum, ce studii ai și așa mai departe, să te cunosc profesional practic, să-mi spui ce faci acum la job și ce ai făcut până acum în toți acești ani de experiență acumulat sau în cel puțin un an de experiență acumulat, pentru că vreau să văd și practic cu ce te ocupi, nu doar așa la nivel formal din CV, și să-mi spui dacă ai vreun plan pe termen mediu, 6-12 luni legat de cariera ta, sau un plan pe termen lung, adică pe câțiva ani, pe următorii 5, 10 sau poate chiar mai mulți ani. Nu, și dacă nu ai un plan, poți să-mi spui asta, nu am niciun plan, nu știu ce aș vrea să fac mai exact, și poate împreună o să găsim chemarea ta, să zic așa, și o să facem un plan, o să-l punem la punct și o să te ții de el ca să ajungi acolo unde îți dorești. Acum îți dai seama că nu am extrem de mult timp liber ca să fac acest lucru cu foarte multe persoane, probabil o să fie una, două, maxim trei persoane cu care o să pot face acest lucru, așa că trimite-mi acel e-mail, mă voi uita peste e-mail-uri
și îți voi răspunde cu siguranță și îți voi spune dacă putem să continuăm, putem să facem acest mentorat gratuit sau nu. Îți voi da și un feedback la tot ce îmi spui acolo. Poate nu îți voi răspunde foarte rapid, peste o zi, peste două, peste o săptămână, pentru că în acest moment sunt în concediu, un concediu de câteva săptămâni, primul concediu serios pe anul acesta, care a venit, uite, în octombrie sau spre final de septembrie-octombrie. Prin urmare, ai răbdare, o să îți răspund, o să mă uit peste e-mail-uri și te anunț care e treaba. Și dacă tot ziceam că sunt în concediu, să știi că postez și pe Instagram story-uri în fiecare zi. De obicei postez despre IT, postez și chestii legate de finanțe, de investiții. Chiar recent am dat un pont cu fondul proprietate, cu investiție acolo. Postez și despre lucruri din viața de zi cu zi. Cu siguranță o să găsești la o anumită perioadă de timp lucruri care te vor ajuta în viață pe contul meu de Instagram, pe care o să ți-l pun din nou dedesubt. Acum știu că sunt persoane care au mentor, așa pe cont propriu, la care apelează pentru a discuta diferite lucruri. Știu că sunt companii care oferă acest serviciu, în ghilimele, de mentorat angajaților, punând oameni cu mai multă experiență să se ocupe de cei cu mai puțină experiență, dar în foarte multe companii, mai ales companiile mici, companiile medii, companiile românești, companiile unde e extrem de mult de muncă, oamenii nu se gândesc neapărat la mentorat, nu e prioritatea lor și atunci cumva angajații plutesc așa în muncă, în poate unele cursuri pe care le fac ca să-și îmbunătățească anumite skill-uri și cam atât. Nu au un orizont, nu au un cel clar, nu știu exact ce o să facă, vor doar să fie mai bun tehnic și atât. Ei bine, chestia asta nu e ok. Faptul că tu ești tot mai bun tehnic nu înseamnă că ești un bun ITist, nu înseamnă că o să ai o carieră foarte bună, nu înseamnă că o să ai cel mai mare salariu, nu înseamnă că o să o duci foarte bine. Pe lângă partea tehnică e nevoie de multe alte lucruri, skill-uri de comunicare, să lucrezi un pic la modul în care pui problema, la modul în care înțelegi lucruri, la modul în care te raportezi la oameni și așa mai departe. Deci, partea asta de mentorat ar trebui să existe peste tot, în toate domeniile, foarte, foarte mulți oameni, majoritatea oamenilor ar trebui să aibă un mentor, pentru că atunci s-ar dezvolta totul mult, mult mai bine. Din nou, aștept e-mailul tău cu toate aceste detalii și încet, în timp, în următoarele săptămâni, probabil, o să îți răspund și o să-ți spun dacă putem să facem ceva, dacă nu putem să facem ceva, dacă mai e nevoie să parcurgi tu niște pași până în punctul în care poate o să ai nevoie de un mentor. Mersi că te-ai uitat, nu uita, totul e gratuit, ne vedem data viitoare.